Hey, sunt Andrei și astăzi filmăm un vlog mai special pentru că îl am în stânga mea pe Claudio Adam, cel mai bun pilot de drift din țară, cel puțin pe care îl cunosc eu și unul dintre cei mai tineri. La vârsta de 17 ani a reușit să câștige foarte multe campionate din câte știu. Campionatul național de drift, locul întâi, da. Cel mai tânăr pilot de la clasa semi-pro din Europa, acum sunt la pro, iar vreau să zic anul acesta campion la pro. Și de asemenea, astăzi ne aflăm într-o mașină mai specială ca data trecută. Ne aflăm într-un Urs, un E30 cu motor de 4.4 V8. Da. Data trecută aveai un 4.0 de 600 și de cai. Tăsta cât are? 700. Ok, deci o mașină de 700 de cai la vârsta de 17 ani. Ce să mai, și eu mi-aș fi dorit asta. De asemenea, nu uitați că o să-i găsiți profilul de Instagram al lui Claudiu jos în descriere, alături de canalul de YouTube, pentru că bănuiesc că urmează să te apuci și de YouTube. Urmează. Astăzi Claudiu mi-a promis că mă va învăța să fac drift cu această mașină. Doamne ajută, pentru că după cum se poate vedea, e o nebunie aici la interior, mie mi-a dat cu virgulă. Însă înainte să trece la treabă, nu uitați să bușiți butonul de like, să lăsați un comentariu cu ce alte idei de vlog mai aveți pentru mine și Claudiu, să dați un share la clipul ăsta ca să-l vadă toți prietenii voștri și v-aș fi foarte recunoscător dacă v-ați abonat la canal. Hai să trecem la treabă. Haide. Să pornim bestia. Și Doamne ajută, poate învăț să fac și eu drift azi cu o mașină profi. Să învârtem pe zăpadă. Mamă cum e. Mamă cum e. Toată lumea știe să se învârtă pe zăpadă, însă aici este the shit, să zic așa. Ok. Aș vrea să încerc cât mai departe de butoiul ăla. Merge ușor, ca să nu omoare ambreiajul. Facem. Deci trebuie doar să ciupești accelerația. Da, bam, 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 niciodată tot. Deci niciodată nu apeși tare. Da. Ok, facem o cruce înainte și Doamne ajută, haide să vedem ce iese. Haide. Okay.
Face rău. Bun, doar ce am terminat lecția de drift. A fost una destul de scurtă, dar eu zic că am prins destul de repede. Sper să te ajute. Da, din păcate a trebuit să plecăm pentru că se lasă seara, dar o să ne mai vedem cu siguranță în curând și poate data viitoare mă înveți niște scheme noi. În orice caz, voiam să te întreb niște lucruri pentru cei care ne urmăresc, în caz că sunt niște tineri pasionați care vor să se apuce de drift. În primul rând, ce ar trebui să știe? Ce buget le-ar trebui pentru început și ce le-ai recomanda? Nu știu, ce sfat le-ai? În primul rând, să nu facă chestia asta pe stradă, în niciun caz. Deci niciodată pe stradă, ok. În al doilea rând, să urmeze o școală. Da, tu ai făcut o școală? Da. Școala de drift. Știu că sunt unii care învață și pe cont propriu. Știi, uite, de exemplu, cum am venit noi aici pe poligon. Știi, vii da. Și te dai. Bine, te dai și pe cheltuia la ta, că na, strigi mai multe chestii dacă înveți. Exact, așa, în școală ai tot, mașină, instructor, tot. Ok, deci tu ai făcut o școală. Apoi m-am antrenat pe simulator. Simulator, ok. Că na, da? O ieșire e destul de scumpă. Așa și după campionat. Dacă vrei să mergi mai departe, dacă vrei să faci doar asta pentru tine, urmezi doar școală. Da? Ai avut accidente până acum? Da, două. Unul mai grave? Mai... Da, unul la Răvinari, la o etapă de drift. Și unul la Transrarău, când am intrat cu 88 în parapet. Ai răsturnat vreodată cu mașina? Nu. Nu, și nici vreau. Nici nu-ți doresc, dar în orice caz, la drift se mai întâmplă, am văzut unele cazuri, dar în orice caz, în acea mașină ești în siguranță, 99% cât se poate de sigur, pentru că până la urmă ai și extintor, ai niște centuri mult mai puternice ca unele ai de... Ai tot, da. Cușca pe dinăuntru. Roll cage și multe altele. În orice caz, mașina ta este foarte, foarte modificată, așa, un preț estimativ, ne poți spune cât ar duce o mașină de genul cu motor de 4-4-700 de cai? Un plus ursuleț. Minus 50.000. Plus minus 50.000. Deci poți să-ți iei un erop ca lumea la bani. Da. În orice caz o să găsiți mai multe clipuri cu ursul lui Claudiu pe profilul lui de Instagram. Îl găsiți acolo jos în descriere. Și de asemenea, încă o dată zic, neapărat apucă-te de YouTube, pentru că, într-adevăr, chiar ai ce să arăți. Până la urmă, la vârsta de 17 ani e ceva să câștigi atât de multe premii, să spun așa. Adică, cu ce te mândrești cel mai mult? Care a fost cel mai mare premiu al tău? Titlul de campion anul trecut la semi-pro. Da. Foarte tare, felicitări. Și ca și investiție, în ce să investească și în ce nu? Că poate unii investesc mai mult în ceva inutil, știi? În ce ar trebui să investească banii pentru sportul ăsta? Păi, în primul rând, ce mașina le place, ce caroserie, de fapt. Și ca și echipament, motor, nu știu. Exact, cort, chestii, dubă, să ai cu ce să cari cauciucuri, benzină. Deci până la urmă îți trebuie o dubă, văd că ai venit cu duba și cu platforma. Mecanici. Ai nevoie de mecanici. Da, clar. La nivelul ăsta, într-adevăr. Am văzut că ai venit și cu mecanici, am văzut că ai venit și cu roți, ai venit și cu ulei, ai venit cu de toate. Ai făcut și revizia înainte de vlogul ăsta, adică nu e chiar așa, ți-ai luat o mașină și mergi în bursca. Da, e o întreagă echipă în spate, și văd. Niciodată nu știi când se poate rupe o chestie. Adică, de exemplu, eu în dubă am aproape 80% mașina încă o dată. Adică dacă strici ambreiajul, l-ai schimbat instant acolo. Da, planetar, diferențial, punți, bascule, ai și încă un motor acolo? Un motor nu. Asta am zis 80%. Da, ok. Da, într-adevăr, ai o întreagă echipă în spate și chiar e de apreciat, pentru că la nivelul tău ai nevoie de o echipă, de mecanici, de piese de schimb, pentru că până la urmă pe o mașină de 700 de cai, vrei, nu vrei, până la urmă tot se strică lucrurile, știi? Exact. Câți bani investești în pasiunea asta lunar? Lunar? Păi, mentenanța la mașină, cauciucurile. Cauciucurile sunt undeva bine la performanța mea, eu mă dau cu semislicuri. Da. Undeva pe la 50-60 de euro bucata. Înțeleg. Și la o etapă consum cam vreo 20-30 de bucăți. Ok, pe lângă asta, lumea trebuie să înțeleagă că în acest sport mai ai parte și de sponsor, dar când ajungi la un nivel, nu e ca și cum m-am apucat eu de drift și gata, vin sponsorii mâine pe tine. Îmi dă Michelin un set de anvelope pe zi, nu e chiar așa, Michelin, dar sponsorii. Dar dacă ajungi la nivelul tău, într-adevăr o să atragi și niște sponsori, ceea ce este ok, pentru că până la urmă este o motivație în plus, te scapă de niște cheltuieli și până la urmă este câștig. Bine, oricum tot cu sponsorii tot nu o să acopere. Da, 100% tot. Dar merită până la urmă pasiunea. Da, merită. Ce să mai felicitări încă o dată pentru tot ce ai realizat. Sper să ne vedem cu bine cu ursul ăsta. Nu, cu... Nu? Vine altceva. Ce vine? Nu vă să zic. Este încă o mașină nouă de drift, undeva pe la 1000 plus cai. 1000 de cai? Cutie secvențială. E BMW? Da. Ia ziceți, ghiciți ce mașină de 1000 de cai preparată pentru drift și a Claudiu, băgați acolo în comentariu. Nici nu vreau să mă gândesc cât consumă mașina asta, în orice caz știu că ai un talon special pentru ea, e practic mașină pentru competiție, nu ai practic voie cu ea pe stradă, chiar acum pleci cu ea pe rampă, acum fii între noi, ai mers și cu ea puțin așa pe stradă sau? Nu. Da, nu știu, eu sincer dacă aș avea mașina asta,
nu știu, parcă mi-ar fi greu să mă abțin să nu o scot măcar seara așa la un drift acolo prin oraș, după aia să o bag înapoi în garaj așa ușor, da, ușor, dar... că merge 100 de metri plin. Ciu. Dar ce se întâmplă dacă te prinde poliția cu mașina asta pe stradă? Care ar fi pedeapsa? Îți ia talonul? În faza de pilot îmi ia licența. A, tu ai și licență de pilot? Da. De la ce vârstă? De la vârsta de 12 ani sau 13 ani. Deci licență de pilot de la 12 ani. Uite, asta chiar e de apreciat. Eu la 12 ani mă jucam pe PlayStation, cam doar asta făceam. Na, eu făceam drift pe PlayStation, făceai drift în realitate, foarte mișto, da. Și ce trebuie ca să iei licența de pilot? Păi, în primul rând, trebuie să ai școala de drift făcută. Da. În al doilea rând, mergi la o etapă sau la o competiție când se face de demonstrație pentru a-ți lua licența. Abia atunci te evaluează cineva, vede unde te cadrezi și ce mai trebuie să faci sau să îndeplinești condițiile. Da. Și iar apoi, după ce la licența, poți să mergi în orice campionat vrei tu. Practic, există mai multe divizii, tu acum ești, da, într-o anumită divizie. Acum sunt la pro, clasa cea mai bună. Și, a, deci nu mai există nimic peste, da, divizia în care ești. Da, foarte mișto. Din păcate, ei se încheie și clipul de astăzi. Îți mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. De asemenea, nu uitați că dacă aveți întrebări pentru Claudiu, o să-i găsiți profilul de Instagram jos în descriere. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să butonați butonul de like, să lăsați un comentariu și un share la clipul ăsta ca să-l vadă toți prietenii voștri și v-aș fi foarte recunoscător dacă v-ați abonat la canal. De asemenea, nu uitați că puteți să vă comandați cel mai fresh merch de pe site-ul meu www.alexmontrie.com. Însă cam atât de aici. Eu am fost Montrier, până data viitoare, v-am pupat. Pa.